Ofertă bogată de pepeni în piața centrală din Râmnicu Sărat. Pe cât de tentantă este însă marfa, pe atât de puțin sunt și cei care se încumetă să cumpere un pepene. În general, oamenii îi preferă pe cei mai mici, sub 3 kg. Un kilogram de pepene verde se vinde cu 3 lei, iar cel galben cu 4 lei. Ați cumpărat până acum pepeni? Nu, acum e prima dată. Și când luați un pepene, pe ce criterii? Ce vă gândiți? Cum trebuie să arate pepenele? Gust, miros? Păi nu mă pricep. Și mergeți pe încrederea comerciantului? Da, da. Mi se par prețurile și cum sunt pepenii acum? Pentru mine sunt acceptabile. Prețurile? Bune. Trebuie să fii mulțumit și producătorul și... Toată lumea? Da, toată. Și cum l-ați ales pepenul? Nu, l-am ales, mi l-a ales domnul. Și mergeți pe încredere? Și merg pe încredere, dar l-am încercat, văd. Vă plac pepenii în această perioadă? Da, mănânc pepenii, mănânc orice fel de fruct. Oh, da, am cumpărat. Și cum sunt? Foarte bun sunt. Cei care nu sunt ținuți la soare, expuși la soare, așa. Vă este teamă să cumpărați pepeni expuși la soare? Îmi este, pentru că temperatura așa îi face maronin. Afectează miezul. Afectează miezul, da. Dar sunt buni totuși. Foarte buni. Recomandați. Recomand cu drag. 2024 este un an greu pentru cultivatorii de pepeni din România. După ce furtunile și grindina au afectat serios culturile, o nouă amenințare și-a făcut acum apariția, canicula. Căldura excesivă nu doar că strică marfa, dar și pune o presiune imensă asupra producătorilor care sunt nevoiți să-și vândă pepenii la prețuri derizorii pentru a evita pierderi totale. Vânzările slăbuțe după vreme. Căldura de afară, lumea nu merge, nu este la piață. Foarte cald în ultima perioadă. Foarte cald. Dumneavoastră sunteți producător direct. Da. Spuneți-ne despre pepeni cu pesticide, pentru că tot se vede la televizor, tot se spune că au... Nu folosim pesticide, domnule. Sunt începător în cultura de pepeni și nu folosesc deocamdată. Nici n-aș ști să folosesc și nu-s de acord cu ele. Așteptați așa la o producție, să spun, la finalul sezonului să trageți linie și să fiți undeva pe plus? Nu mă aștept la nimic. Așteptăm să vedem ce ne oferă. Mai multă muncă decât... Ce ne oferă viața. Câți reușiți să dați la zi? Ați făcut un calcul? Nu, 500-600 de chile. La finalul sezonului mergeți pe plus sau pe minus? Anul ăsta... Cam acolo. Anul trecut a fost bine, dar anul ăsta nu. Se mai merită să cultivați pepeni? Altceva ce să cultivăm. Grâu nu se face, porumb nu se face... Pentru a-și proteja marfa de soarele arzător, comercianții au montat umbrele în zona în care vând pepeni. Ei speră ca în perioada următoare să aibă mai mult noroc la vânzări. Vă plac pepenii? Ne plac, dar nu putem să-i ducem acasă, suntem de departe și sunt greu. Din această cauză nu ați cumpărat? Da. Dar ați vrea să cumpărați un pepene? Da, am vrea, dar dacă e departe să-l ducem. Și de vreo 3 ani de zile eu n-am mai gustat pepeni. De teamă că... Mi-e rău, nu pot să, nu știu. Credeți că din cauza pesticidelor de la pepeni? Cred, nu știu, dacă am ajuns în spital de la o felie de pepeni. Ok, gustoși, prețurile, din ce am auzit, un pic mai mari decât în Buză. Nu v-a fost teamă, pentru că tot se vorbește de pesticide acum cu pepenii? Nu. Au fost buni. Corect. Acceptabile prețurile, iar ca și calitate, sunt buni. Mergeți mult pe calitate. Absolut. Deși prețurile pepenilor au scăzut dramatic, speranța cultivatorilor este să-și recupereze măcar o parte din investiții. Pe de altă parte, consumatorii se pot bucura de pepeni verzi la prețuri foarte accesibile, beneficiind de toate avantajele acestui fruct delicios și sănătos.